Să știți că vrem proiectele internaționale implementate în țara noastră, o inițiativă a localnicilor poate fi trezită și direcționată spre dezvoltarea rurală și cu ajutorul Institutului de Inițiative Rurale. Prin ce căi se încearcă promovarea spiritului de implicare socioeconomică, aflați în materialul următor. Republica Moldova este cea mai rurală țară din Europa, am în vedere după Republica Kosovo și statele pitice. Deci Moldova este foarte rurală. Plecând de la această premisă, ne dăm seama că și majoritatea populației din Republica Moldova locuiește la sate. Deci potențial avem, dar cu regret populația se implică mai puțin decât ne-a fi dorit sau decât ar fi trebuit. Nu doar necesitatea, dar și normele democrației moderne. În acest sens, credem că populația poate fi implicată dacă înțelege ce este implicarea civică și dacă înțelege instrumentul de mobilizare comunitară în procesul de dezvoltare a unei comunități locale. Putem să schimbăm lucrurile dacă educăm populația, în special adultă, și mă refer la cel mai activ grup din Republica Moldova în sensul participării civice, este grupul de 26-41 de ani. Institutul pentru Inițiative Rurale are drept scop revitalizarea activismului civic în comunitățile rurale. Și misiunea noastră este de a genera sau de a facilita procese de dezvoltare socioeconomică în satele și orășelile Republicii Moldova. În acest dezirat, cred că secretul este permanența și insistența. Atunci când realizezi un proiect de câteva luni, evident că oamenii au făcut și au uitat. Când ai un proiect de lungă durată, așa cum avem cu Departamentul de Stat al Statelor Unite, avem deja 5 ani un parteneriat, în acest sens oamenii se obișnuiesc cu ideea, începe să le placă și nu doar că le place, începe să o promoveze. Implicarea cetățenilor în proiecte de dezvoltare locală este un obiectiv destul de complex. De fapt, asta este ceea ce ne dorim noi foarte mult. Acest deziderat este pentru noi un pic mai complicat decât am crezut la început, pentru că oamenii nu înțeleg conceptul de voluntariat și nu înțeleg care ar fi rezultatul final al unui proiect sau al unei activități de voluntariat sau de participare civică. Și în acest sens ne reușește să mobilizăm comunitățile, lucrăm în 49 de comunități, majoritatea fiind rurale, încercăm să echipăm lideri comunitari. Acum mai nou îi numim facilitatori comunitari, care să poată să motiveze oamenii, să îi încurajeze și să în același timp să le dea resurse, cum ar fi dezvoltarea personală. O activitate de comunitate înseamnă în același timp și nevrocit și o activitate de dezvoltare personală. Grijă față de alții, față de cei din jur. Și în același timp să conștientizeze că comunitatea, dinamica comunității în general, are putere de transformare foarte mare.